Numai eu știu în toată lumea asta mare. Adina este al șaptelea copil dintre cei nouă ai unei familii din județul Bacău. Când este întrebată ce vrea să se facă atunci când va fi mare, răspunde timid: polițistă. Mama ei spune că este cea mai vorbăreață dintre toți. Adina este ca o umbră și își ajută mama și la curățenie și la bucătărie în fiecare zi după ce vine de la școală și după ce își face temele. Are 10 ani, este în clasa a patra și îi place să citească. Anul trecut, Adina a luat premiul întâi, iar mama este tare mândră de fata ei. Când s-a terminat școala, a dat diploma și medale. Să meargă toți copiii la școală este cea mai mare dorință a mamei, dar nu le este ușor. Nu au lipsit nici măcar în zilele când zăpada era atât de mare încât nu se vedea drumul. Tatăl a înhămat caii la căruță și tot au ajuns la timp. Încep să vă lucrurile prin de lacrimi. Alături de familia Adinei a fost și echipa comunitară din programul UNICEF, formată dintr-un asistent social, asistent medical comunitar și consilier școlar. Ei au îndrumat familia și au oferit consiliere, acompaniere și asistență ori de câte ori s-a aflat în impas. Noi, ca echipă comunitară, am avut grijă ca de fiecare dată copilul să ajungă la medic când este nevoie, de fiecare dată familia să aibă exact ce au nevoie. Li s-au oferit servicii de informare, de consiliere, atât familia cât și celelalte familii din comunitate au tot sprijinul echipei comunitare. Progresele Adinei și ale altor copii ca ea depind de accesul la serviciile medicale, sociale și educaționale. Echipele comunitare locale din programul UNICEF oferă copiilor din familii vulnerabile accesul la serviciile de care au atâta nevoie. Te rugăm, ajută și tu! Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Adina și alți copii ca ea să aibă acces la serviciile de care au nevoie. Îți mulțumim!